Eu vreau să încep prin a-i mulțumi domnului Șleachtischi pentru munca depusă în calitate de ministru al Educației Republicii Moldova. Am venit să prezint noul ministru al Educației, doamna Maia Sandu, care, dincolo de felicitări, îi doresc succes și am o solicitare către domniile voastre, ca începând cu ziua de astăzi, să formați o echipă, să aveți comunicarea necesară și să aveți și rezultatele, care le așteaptă, în primul rând, oameni. Stimați colegi, mă simt onorată și mă bucur să mă alătur echipei dumneavoastră. Cum am spus și ieri, eu cred că educația este cel mai important sector pentru asigurarea competitivității economiei naționale și competitivității fiecărei persoane, în parte. Este o muncă dificilă, eu cred în lucru de echipă, eu cred în participare, contez foarte mult pe ajutorul dumneavoastră și sunt sigură că putem să reușim doar în echipă. Vreau mai întâi de toate să le mulțumesc colegilor mei cu care am activat în decurs de aproape 19 luni și vreau să vă spun că vă las după mine o echipă solidară în care domină spiritul de responsabilitate și cel al profesionalismului. Vreau din toată lumea să vă răspund succes, multă inspirație, multă energie și să faceți ca în curând întreaga societate să vadă că în fruntea Ministerului Educației a venit o persoană puternică, competentă și foarte responsabilă. Cred că voi fi acum ceea ce simte toată lumea și anume recunoștința pentru această perioadă de timp în care am putut să fim o echipă, în care am putut să fim colegi, noi, cei de la Ministerul Educației, cu dumneavoastră, domnul doctor, profesor, ministru Mihai Șleachtischi, pentru această perioadă în care am putut să vedem ce este un gest de noblețe, ce este să arăți cum să fii o persoană și o personalitate distinctă. Păi nu m-ați lăsat să-mi cunosc colegii. A fost o prezentare foarte formală. Acum trebuie să merg, urmează să merg și să descurc fiecare în parte. Mi-a plăcut. Deci asta înseamnă că colectivul își respectă pe domnul ministru și mi-a părut o relație foarte sănătoasă. Deci asta doar mă încurajează.